Doamnelor, domnilor, ne-am întors pentru main eventul Colosseum Tournament, ediția de aici, de la Oradea, Oradea 2021. Centura aici, 70 de kilograme, 70 kg. We discover the real champion, scrie aici. Meciul este pentru Colosseum World Title. Te rog, Francesca. Este un meci de centură, urmează un meci incendiar, așa că vreau să fiți alături de noi în continuare. Haideți să facem puțină gălăgie sus, Oradea! Mulțumim, sunteți minunați! Următorul meci, ultimul meci, main eventul din această seară, la categoria 70 de kilograme. Doi sportivi căutați de glorii, urmăriți de glorii, titrați de glorii. Doamnelor și domnilor, în colțul albastru vine din Bulgaria. Se antrenează la Club Mike's Gym Olanda. Michael Pasenier este antrenorul său. Doamnelor și domnilor, Stoian the Sniper Koprivlenski! Yeah! Bulgarul din colțul albastru, poreclit de Sniper, lunetistul pentru precizia loviturilor sale. 17 meciuri, 13 dintre ele câștigate, 4 prin knockout și 4 pierdute. Bulgarul, după cum a spus Sandu Lungu, locul 4 în Glory, dacă Sorin Babyface Kaliniuk va reuși să îl învingă, ar putea semna el contract cu celebra organizație. Mike Pasenier, antrenorul lui Stoian Koprivlenski, în colțul roșu, vine din București, bulgarul se pregătește în Olanda la Mike's Gym. Antrenor Aurelian Ștefan Tănăsescu. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, Sorin Babyface Kaliniuk! Dar dincolo de Colosseum World Title, centura pentru care se luptă cei doi în limitele categoriei de 70 de kilograme, acest meci are o miză și în ceea ce privește viitorul carierelor celor doi luptători, celor doi sportivi. Ladies and gentlemen, welcome again to the main event. This is the fight for Colosseum Mike World Title. Before to see the fight, olandezul de 52 de ani din dreapta, antrenorul bulgarului, national anthem of Bulgaria. Unul dintre mari antrenori din kickbox. I-a pregătit pe Gokhan Saki, Alistair Overeem sau Freddy Kemayo. Thank you so much,
And now, ladies and gentlemen, please remain and stand up for the national anthem of Romania. Vă mulțumesc frumos! Thank you so much! Ladies and gentlemen, showtime, the main event! După imnurile Bulgariei și României, poate începe duelul pentru his professional records, 17 fights, 13 wins, 4 losses. Lives in Holland, is from Bulgaria. Ladies and gentlemen, Stoyan Kaliniuk, bulgarul din imagine va încerca să îl deposedeze pe Kaliniuk de această centură. 175 centimeters, 70 kg, 25 years old, his professional record, 7 fights, 7 wins. Ladies and gentlemen, from Romania, Sorin, babyface, doi ani mai tânăr decât adversarul său, Sorin Kaliniuk, a câștigat toate cele 7 meciuri pe care le-a disputat în cariera sa profesionistă. Regulile v-au fost prezentate. Când zic stop, vă opriți. Bateți mănușile. Succes. Arbitru, arbitru, arbitru. Timp. Luptă. Un nou meci care se va disputa pe durata 5 runde. Deci pentru centură, iată ce rapiditate în execuții din partea ambilor luptători. Un high kick care și-a găsit ținta din partea bulgarului, urmat apoi de loviturile de braț, loviturile de pumn ale luptătorului român, Sorin Kaliniuk. Extraordinar. Un început foarte bun de meci, cu lovituri de calitate, cu rapiditate în execuții. Se vede nivelul ridicat al celor doi luptători. Foarte bine a lovit în contră Kaliniuk. Intră și în directa lui Kaliniuk cu 5 cm mai scund decât bulgarul, care ține la distanță și cu lovituri de picior Kaliniuk. Lovește la corp. Apoi încearcă să-l atingă prin gardă pe bulgar.
reușește să se apropie de adversarul său așa cum trebuie Kalinyuk. Am văzut cum a ratat acea lovitură de picior. Aici îi intră cele două croșee. Da, foarte bună contra lui Kalinyuk. Excelent, l-a prins descoperit cu croșeul de stânga. Foarte bine lovește Kalinyuk, foarte bine lovesc ambii luptători. Prima repriză bună, plină de acțiune. Ambii luptători sunt capabili de mai mult decât au arătat în prima rundă, care nu s-au mișcat deloc rău, dar au rezerve de energie și bagaj de cunoștințe să ducă la un nivel superior această luptă. Repriza a doua, te luptă! Pe runda a doua cu un high kick al lui Kalinyuk. Că intră bine croșeele de stânga. Nu e prima oară când reușește să-i provoace daune bulgarului cu astfel de procedeu. Pedepsit de bulgar, care îl lovește de două ori la rând în genunchiul stâng. Dar cât de bine lovește și ce serie bună, ce rapiditate a loviturilor pentru Kalinyuk. Intră și aici croșeele lui Kalinyuk. Urmele loviturilor lui Koprivlenski, dar ce bine intră și lui Kalinyuk aceste lovituri. Excelent această repriză secundă. Se văd urmele, spuneam, ale loviturilor lui Koprivlenski în zona ficatului luptătorul român. Intră bine și aceste lovituri lui Kalinyuk. Foarte bună această contră. A alunecat bulgarul. Vrea să iasă din ring pentru a doua oară în această rundă Stoyan Koprivlenski. Încă o serie bună a lui Kalinyuk. Excelent lovește românul. Se
eschivează bine bulgarul, se distanțează și Kaliniuk nu-i mai poate face rău în acest final de rundă. Voiți să șteargă Mike Pesnier apa pe care o aruncă între reprize în mod tradițional pe elevii săi pentru a-i trezi. A căutat și Kaliniuk un high kick. Foarte frumoase loviturile românului. Intră această lovitură de genunchi bulgarului. Excelent răspunsul lui Kaliniuk. Nu se feresc de luptă, caută contactul la ambii luptători, nu se apără, nu fug prin ring. Atitudine curajoasă, ofensivă din partea ambilor. A alunecat Kaliniuk. Trebuie ca arbitrul să se asigure colțul albastru. Podeaua este uscată. Bună reacția lui Kaliniuk după ce bulgarul a căutat să-l lovească cu genunchiul în bărbie. Încă o lovitură de genunchi a lui Koprivlenski. Acest high kick lui Koprivlenski, dar și răspunsul lui Kaliniuk e pe măsură. Iată ce lovituri bune pentru ambii sportivi. Se duce peste el Kaliniuk. Luptă! Final de rundă secundă, încă o rundă echilibrată și de un înalt nivel, foarte precis bulgarul. Înțelegem de ce e poreclit lunetistul, se văd urmele loviturilor sale pe pielea lui Sorin Kaliniuk, atât pe figură cât și în zona ficatului. This is what the beat. We hit, we don't get hit. That's the game. They did it very well.
Haide-ne! Încă două runde până la final. Trebuie să mai facă un pic de timp, repriza a patra, luptă! Mike Pesnier. Dar nu face asta și probabil că zona din fața colțului albastru e în continuare destul de alunecoasă. Excelente loviturile lui Kaliniuk. Și bulgarul lovește bine. Mișcă bine ambii luptători. Să se apropie lui Kaliniuk, care până la urmă găsește drumul către bărbia adversarului. Ratează acest croșeu de dreapta, nu prea departe. Adversarul reușește să își ia distanța de care are nevoie. Aici, la lupta de aproape, are un avantaj mai mare Kaliniuk. Da! Excelent! Excelentă lovitura! Surprinzător, Lucian Stoicoc consideră că bulgarul s-a dezechilibrat. Lovitura a fost însă una de mare calitate. În partea lui Sorin Kaliniuk. Acum nu l-a mai prins. A dat drumul la serie Kaliniuk atunci când a avut ocazia. Intră acum croșeele românului. Eschivează bine Koprivlenski. Foarte bine l-a prins pe ultimele secvențe ale rundei cu numărul 4 Kaliniuk pe adversarul său. A reușit să scape bulgarul, ajutat și de gong. N-a alunecat, a fost o lovitură în bărbie care l-a dărâmat pe bulgar. Runda cu numărul 5, ultima. Să șteargă ultima repriză. Pasenier podeaua. Oh, frumos, frumoasă seria lui Kaliniuk. A
atât de echilibrat e acest match. Decizia poate merge în oricare direcție, indiferent cine va câștiga, celălalt va fi dezamăgit, pentru că diferența dintre ei a fost minimă până acum. Intră bine acel low kick bulgarului. Aproape să reușească un uppercut devastator Kaliniuk, care îl prinde acum pe Coprivlenski. Bulgarul încearcă să scape și îl ia în brațe Kaliniuk. Încă o dată bun croșeul lui Kaliniuk. Îi intră lui Kaliniuk prin blocajul adversarului acel pum, și încă o dată Kaliniuk reușește să lovească. Foarte bună repriza făcută de român. Încă un minut din această dispută. Bun și Coprivlenski. Excelent și acest genunchi al bulgarului, două lovituri clare, curate, reușite de lunetist în ultimele 10 de secunde. Ultimele 20 de secunde ale acestui meci de centură. Ultimele 10 secunde. Îi intră acest croșeu la bărbia bulgarului lui Kaliniuk. Ce meci bun! Ce meci bun au făcut Sorin Kaliniuk și Stoyan Coprivlenski. Meci echilibrat, de mare calitate din partea ambilor luptători. Decizia e foarte greu de luat către arbitrii judecători. E deținătorul centurii Osium Tournament. Bulgarul cu 4 din Glory, o organizație cu care ar putea semna Kaliniuk dacă reușește să-și păstreze centura, dacă decizia arbitrilor judecători va fi în favoarea sa. Doamnelor și domnilor, bine, e și Sandu Lungu în ring alături de Sorin Kaliniuk. Ladies and gentlemen, it's the moment to see who is the champion. The winner is the red corner, Sorin Kaliniuk. Centura rămâne în România la Sorin Kaliniuk, declarat învingător de arbitrii judecători după acest thriller de 5 runde cu bulgarul Stoyan The Sniper Coprivlenski. Decizia n-a fost unanimă, split decision pentru
această victoria lui Sorin Kaliniuk, 8 victorii din 8 meciuri pentru el în circuitul profesionist de kickboxing. Un premiu simbolic pentru un așa mare campion. Felicitări echipei și felicitări echipei mele și federației care ne susține. Bună seara! Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul. Mai aproape de mine. Am simțit toată puterea voastră. Mă mândresc că sunt în promoție acolo sau în turnament și vreau să le mulțumesc și eu organizatorului Gabriel Georgescu pentru toate eforturile, domnului Amato și în mod special antrenorului meu. Vreau să spun că te iubesc foarte mult. Când eu credeam că nu pot, tu mi-ai spus că pot și pentru asta nu-ți pot mulțumi niciodată. Mulțumesc mult! Victorie pentru Sorin Kaliniuk, care își păstrează centura. Final de Colosseum Tournament 27. Digisport, sunt Dragoș Caretaș, rămâneți în continuare alături de canalele Digisport. La revedere! Și Horia Rădulescu și Horia, îi mulțumim!